Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile și vă mulțumesc pentru prietenia voastră, pentru atenția cu care ne urmăriți de fiecare dată, deoarece simțim asta și vedem oriunde ajungem, într-o biserică, într-o conferință pentru femei, întâlnesc femei, surori, frați care ne confirmă cât de mult urmăresc emisiunile noastre. Lucru pentru care vă mulțumesc și vă promit că ne străduim să aducem subiecte interesante și lucruri care cu adevărat să ne ajute, nu doar să ne facă să ne simțim bine pentru moment sau să ne consume timpul, care este așa de prețios. Așa că vă invit, chiar de la începutul acestei emisiuni, să nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail pentru noi femeile @credo.tv, unde putem primi sugestii și întrebări și propuneri pentru a invita pe cineva sau a dezbate o anumită temă. Astăzi vom poposi în lumea cărților, dar și în lumea bătăliilor spirituale, având o invitată cunoscută și foarte îndrăgită în România. Este vorba de Rodica Volintiru, care e o româncă din sudul țării, din București, dar care trăiește de peste 22 de ani în Canada, în Vancouver, împreună cu frumoasa ei familie, cu soțul și cu cei 4 copii. În ultimii ani, Rodica a simțit o mare dragoste pusă de Dumnezeu pentru România și o dorință arzătoare pentru trezire spirituală în România. Această dorință a făcut-o să scrie două cărți. Una, care se numește Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu prin post și rugăciune, apărută anul trecut, și cealaltă, apărută anul acesta, Biruitori în încercare. Rodica, bine ai venit la Credo TV! Mulțumesc, bine v-am găsit și e o mare bucurie pentru mine să fim din nou împreună și să împărtășim din experiențele cu Domnul și lucrările Domnului mari și minunate și frumoase pentru binele fiecăruia care ascultă această emisiune. Ești cunoscută ca o alergătoare, toată lumea se minunează, cât de mult reziști, cât de mult te folosește Dumnezeu, cât de mult, multă putere au mesajele tale și cărțile. Și te apreciem pentru asta și mulțumim că ai putut să te oprești și la noi, la Credo TV, aici unde e un punct de intersecție al gândurilor, al sufletelor românilor de peste tot din lume. Avem telespectatori din diaspora, din țară, din diferite sate, diferite orașe. Oamenii ne urmăresc și iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e o bucurie mare. Bucurie să avem astfel de telespectatori și bucurie să avem astfel de invitați. Slavă Domnului pentru toate! Oameni pe care îi prețuim. Mă bucur de noua ta carte și aș vrea să ne spui motivația, revelația care te-a făcut să pui pe hârtie ceea ce este aici între cele două coperți. De mică copilă mi-a plăcut să scriu. Și mai târziu mi-am dat seama că de fapt a fost un dar de la Dumnezeu ca mai târziu să-l folosesc pentru slava lui și pentru binele altora. Eu scriam tot ce făceam, și bune și rele, le scriam, le rupeam, scriam jurnale. Era poate, n-am realizat la vremea aceea, căci este un dar de la Dumnezeu. Acum când m-am apropiat de Domnul mai mult și la prima carte, Domnul mi-a spus, va trebui să scriu o carte pentru România. Și când m-am apucat, oricum îmi scriam jurnale, tot ce primeam de la Domnul, revelații, întâmplări personale, dureri, rugăciuni, le scriam. Acum nu m-am gândit cum să scot așa repede o carte, dar am primit sute și sute de mesaje din toată lumea, de la frații și surorile, mai ales surori românce, cu tot felul de dureri, încercări, probleme, atacuri și care nu știau ce să mai facă. În mine atunci s-a născut acea durere, cum suntem creștini de ani de zile. Venim la biserică, ascultăm predici foarte bune, avem păstori echipați de Dumnezeu cu mesaje extraordinare și cu toate acestea
când a venit opoziția, a venit necazul, a venit încercarea, am căzut și nu știu ce să mai facem. Aceasta m-a motivat să studiez mai mult și chiar am vorbit la conferințe despre acest subiect. Și pentru că zilnic scriam mesaje și învățam și sfătuiam surorile ce să facă, atunci Domnul mi-a dat această inspirație, de ce să nu scriu o carte mult mai în detaliu și atunci va rămâne în casa fiecărui persoane și va fi ca un manual de luptă spirituală, de creștere spirituală și aproape în orice domeniu cu care noi ne luptăm sau ne confruntăm să găsim soluția, cum să fii biruitoare în mijlocul încercărilor. Asta nu înseamnă neapărat că dacă eu mă rog și postez sau dacă aplic anumite principii din Biblie, mi s-a luat durerea sau problema. Nu. Eu m-am dus mai departe și datorită multor teste și încercări din viața mea în care am ajuns și Domnul m-a călăuzit să mă ducă la acel nivel în care, indiferent că problema nu s-a luat, încercarea este acolo. Ce mai mult contează atitudinea inimii mele să rămână în biruință, să rămână în totală încredere în Dumnezeu care este Tatăl meu, în ajutorul Lui și mai mult la o altă treaptă care vom discuta este chiar dacă nu-mi răspunde, eu tot să-L laud pe Domnul și să-I mulțumesc. Aceasta este adevărata biruință, nu când ți s-a luat necazul și durerea, nu când ți s-a rezolvat problema, ci când ești în mijlocul furtunii și tu ai pace. Și sub călăuzirea Domnului, aproape fiecare capitol a fost sub călăuzirea Lui și, bineînțeles, studiind destul de mult Biblia și pe internet și cărți ajutătoare. Deci am încercat ca să pot să fac așa frumos fiecare subiect, dar îl primeam de la Domnul. Nici nu termina bine un subiect că Domnul spunea, scrie acum despre răbdare sau scrie despre pace sau scrie despre ascultare și mă surprindea fiecare subiect. Cu cât îl studiam și meditam și primeam de la Domnul, îmi expunea inclusiv inima mea. Și am scris-o la început, cartea aceasta în primul rând e pentru mine. Cumva mi-am scris-o și pentru mine. Și mă punea Domnul la test și creșteam și îmi vedeam și eu punctele slabe. Pentru că asta nu înseamnă că eu sunt perfectă și tot ce scrie acolo eu împlinesc. Dar a fost dorința lui Dumnezeu și manual de luptă și de biruință. Dar așa m-am bucurat și pentru mine este ca o comoară, că îmi place mie să o citesc, îmi place mie să o studiez și imediat mă motivează ca să rămân în biruință, să rămân în mulțumire, să rămân în laudă. O să vedeți citind-o, imediat simți o putere care intră în tine și te motivează să te păstrezi acolo sau să faci acel lucru care e necesar în momentul potrivit. Deci să o luăm așa ca un fel de rețete ale tale pentru o viață plină de biruință. Da. Aplicate, da. Și încă le mai aplici. Da, da, sigur, cu siguranță, că nu e doar o dată și gata, nu. Ca și orice femeie gospodină, când face o mâncare bună, își scrie rețeta ca să nu uite să mai facă și altă dată. Exact, exact. Și văd că așa funcționează, da, și cu manualul tău. Cartea o poți citi și la rând, dar poți să o citești și pe sărite. Ok, de exemplu, ai nevoie de eliberare, am scris foarte multe rugăciuni, pentru care rugăciuni de eliberare. Cum să-ți recunoști starea, ce se întâmplă în sufletul tău, care sunt primii pași, punctul 1, 2, 3, cum să știi ce trebuie să faci concret, pentru că am primit de asemenea foarte, foarte multe mesaje referitor la lupte lăuntrice care nu se înțeleg și le-am pus punctul 1, 2, 3, concret ce trebuie să faci și cum trebuie să te rogi, cum trebuie să te umpli. Apoi, ai nevoie de altceva, de răbdare, citește subiectul răbdare. Ai nevoie de iertare, citește subiectul iertare și îți va da viață și prospețime și înviorare și revelații noi și proaspete, că multe lucruri poate nu le știi. Asta nu înseamnă că e o carte perfectă. Este o carte simplă pentru orice cititor, ca să o înțeleagă oricine, fie cu teorie multă, cu teologie, fie doctor, fie și un om simplu de la țară care poate n-are decât două clase. Va înțelege cartea și va înțelege și va fi motivat de puterea Duhului Sfânt cum să se lupte, cum să rămână tare în furtună, cum să biruiască, cum să laude pe Domnul și toate celelalte subiecte. Am citit o afirmație de curând și aș vrea să te provoc să o comentezi. Spune așa: nu poți fi un om puternic spiritual decât atunci când sufletește ești vindecat. Era în engleză, se folosea cuvântul healthy. Yeah. Deci ești sufletește vindecat. Cum ți se pare
afirmația respectivă. Este foarte adevărată, am două capitole scrise în carte despre puterea gândurilor și puterea sufletului sau rănile sufletului, care când ajungeți acolo le veți vedea mai în detaliu. Acum, este un subiect foarte adânc, profund, urgent și necesar. În acest timp al meu de lucrare și consiliind foarte multe surori, am ajuns la concluzia că aproape fiecare persoană are răni în suflet. Din cauza rănilor sufletești vin, din păcat, traume, încercările vieții care au adus descurajarea sau alte stări negative. Sufletul fiind rănit e ca și cum ar fi un vas care este crăpat. Oricât îl umpli cu binecuvântări, cu mesaje bune, cu închinare, cu cuvântul Domnului, curge, pentru că este crăpat, este o rană. De aceea tu nu poți să ai biruință, tu nu poți să fii puternic cât timp vasul tău este crăpat datorită rănilor și traumelor trecutului. Poți să fii umplut de Duhul Sfânt, poți să ai darul de mulți munții, poți să prorocești, poți să faci cele mai frumoase lucrări pentru Dumnezeu. Este foarte posibil să ai acolo ceva care te oprește să nu fii suficient de efectiv și de puternic. Acum am aminte de un exemplu foarte viu, sunt multe, dar nu știu de ce îmi dă Domnul exemplul acesta. Am fost în Africa cu de curând și în Uganda și a fost o conferință foarte mare, au venit lucrători, femei, bărbați din toată lumea. Acolo am întâlnit o soră, o femeie împreună cu soțul ei din Africa de Sud, care a venit chemată de Domnul să misioneze în Uganda. O chema Mama Africa. Foarte puternică femeie, foarte dedicată pentru lucrarea Domnului până la sacrificiu. Am văzut multe puncte comune. După ce eu am vorbit, ea a venit la mine și mi-a spus: Rodica, eu am nevoie de tine, Domnul pentru mine te-a trimis. Zici, spune ce s-a întâmplat. Ce n-am putut să spun la nimeni. Avea 70 și ceva de ani femeia. Și a spus, zice, sunt chinuită de un duh de frică. La prima vedere părea o femeie foarte puternică, dedicată total. Cu toate acestea, avea o crăpătură în vasul ei. Frica de întuneric. Niciodată nu se culca fără măcar o lumânare. Și atunci am zis, hai să discutăm puțin. Hai să ne ducem pe fir în viața ta, în tinerețea ta. De când ai tu lucrul acesta? Ce din copilărie? Imaginați-vă, și de aceea mă gândesc că ascultătorii cu siguranță ceva se va identifica. Și aduce aminte când a fost mică, cineva i-a pus o pernă pe față. Prin acea sperietură a intrat duhul de frică. Nu numai atât, în timp ce vorbeam cu ea și mă rugam pentru ea, Domnul îmi dă versetul de la 1 Ioan capitolul 4, în care spune: în dragoste nu este frică, frica are cu ea pedeapsa. Și zic, sora mea, hai să mergem puțin mai în adâncime. Tu îl iubești pe Dumnezeu, da. E sigură. Ai acea bucurie că ești iubită de Dumnezeu ca și tată. În momentul acela, Duhul Sfânt a atins punctul sensibil din inima ei. A buvnit în plâns, s-a aruncat în brațul meu și a spus: eu nu am tată. Și nu am putut niciodată să pot să am o armonie, părtășie cu Tatăl Ceresc decât prin efort. Să fiu mai strictă, să mă îmbrac așa, să fac fapte bune, să mă rog mult, să postez mult, să dau mult. Asta înseamnă neprihănire proprie, care o haină mânjită înaintea Domnului dacă înlocuim cu jertfa la Golgota. Și atunci a înțeles pentru prima dată, pentru că ea nu a avut un tată pământesc, căci tatăl ei și-a bătut joc de mama ei și s-a născut ea, tatăl ei fiind musulman, nu i-a mai păsat de ea, a crescut fără tată și frica a intrat în ea, pentru că nu a avut protecția de tată, nu a avut binecuvântarea de tată. Harul Domnului a venit peste ea, harul Domnului a umplut-o de puterea Duhului Sfânt. Cu toate acestea, undeva se scurgea puterea și nu avea suficientă putere în lucrare, în rugăciune pentru alții. Ce? Mi-e frică să mă rog pentru alții. Și atunci, pentru prima dată, Dumnezeu a făcut o minune. După ce m-am rugat pentru ea, am mărturisit și am pus să declare cuvântul Domnului, cum Dumnezeu umple cu de dragoste. A doua zi, soțul ei a venit atât de bucuros. Pentru prima dată, soția mea se culcă fără lumină, fără pic de lumânare sau ceva. Și nu numai atât, spuneam, am simțit pentru prima dată în viața mea dragostea de tată, care m-a copleșit și a simțit dintr-o dată că a intrat în adevărata ei putere, potențial și putere.
Asta e numai un mic exemplu a rănilor sufletești care vin din copilărie. Poate să fie abuz, poate să fie bătaie, poate să fie diferite, cum am spus, lipsa de tată sau chiar de mamă. Acestea duc la rănile în sufletul nostru. Dacă nu sunt vindecate și eliberate, poți chiar să faci minuni. Încă nu ești un om puternic. Pe acolo vrășmașul te atacă, pe acolo vrășmașul vine întotdeauna și îți ia din identitate, din putere, din acel avânt al tău de a face ceva. Este acolo, deci alte cuvinte, Satan are drept legal în viața ta. Am scris în carte mai amănunțit cum să scap de toate acestea, cum să fii vindecat și cum să intri în destinul tău și cum să fii efectiv la tot potențialul, care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Și așa pe scurt, totuși, pentru că ne-ai făcut curioși și cred că suntem mulți care avem nevoie sau vom descoperi mâine că avem nevoie, cum ar trebui drese aceste crăpături? În primul rând trebuie să le recunoști că le ai. Mulți nu știu că le au. Au doar reacții negative, au stări de nervi, de mânie, de supărare, de clevetire, o stare negativistă foarte mare și nu știu de ce. În momentul când ascult o misiune ca aceasta, citește o carte, ascultă o predică sau primește din cuvântul Domnului o revelație, începe să gândească, fii sincer cu tine și spune, de ce am reacția aceasta? Nu te justifica, nu te apăra, nu arunca pe alții. Fii foarte deschisă cu tine și sinceră cu tine și, am spus de multe ori, dură cu tine. De ce am aceste reacții? Hai să mă duc pe fir la rădăcine. Care ar fi rădăcina problemei mele? Primul rând e recunoaștere. Când eu recunosc, mi-aduc aminte, în copilărie mi s-a întâmplat un accident. Pe acolo cumva vrășmașul a intrat cu frică, cu îngrijorare. Totdeauna spaimă, ai o stare de nesiguranță, n-ai avut tată, ai fost orfană, ai fost violată, bătută. Toate aceste traume, răni și păcate din viața noastră, ele se localizează în subconștient. E mult despre, le-am explicat mai mult în carte, noi suntem creați duh, suflet și trup. În duh vine Duhul Sfânt, sufletul are mintea, voința și emoțiile. Aici, în mintea noastră, este atacul vrășmașului, unde rămân registrate în subconștientul nostru, fără voia noastră, orice traumă din viața noastră, care o purtăm cu noi. Și când ajungi mare de tot, dintr-o dată retrăiești niște dureri, ți-aduce aminte de niște dureri, nu poți să accepți anumite persoane, anumite mâncăruri, anumite peisaje. De ce? Pentru că imediat se face conectarea în trecutul tău la ceea ce ai suferit și vrei să eviți. Ți-e frică să nu fii rănită dacă ai fost rănită și eviți anumite persoane, anumite situații, pentru că rana încă este acolo. Acum, dacă stai sincer și meditezi la toate aceste lucruri, deci să o recunoști. Apoi, vii cu pocăință înaintea Domnului. Doamne, poate a fost din vina mea. Te rog, iartă-mă. Sau e din vina părinților sau a bunicilor sau este ceva generațional. Doamne, aleg să iert pe toți din care cauză eu sufăr acum. Sunt niște pași care trebuie să dai iertare și să primești iertare, să te duci să ceri iertare, să spui Domnului, Doamne, chiar dacă au murit cei pentru care te-au lovit, te-au rănit, te-au abuzat, Doamne, eu aleg să iert din toată inima. Aceasta este punctul, tai cu alte cuvinte dreptul legal al vrășmașului prin care a intrat în viața noastră. Apoi, foarte, foarte important este, după ce îți faci această curățire de iertare, să realizăm că este putere mare în sângele Domnului care iartă și curățește și în puterea învierii. Puterea învierii este Duhul Sfânt. Și mi-a dat Domnul să declar puterea învierii Lui peste orice situație din viața mea, peste orice vis, peste orice plan, peste copii, peste noi. De ce? Și Domnul mi-a spus, Duhul care l-a înviat pe Hristos din morți este în noi. Cu alte cuvinte, vindecarea rănii totale în afară de sângele Domnului este puterea dunamis, puterea Duhului Sfânt, care aduce totală vindecare și cumva lipește rana mea care a supurat ani de zile, cu toate că am mers la biserică, cu toate că am vorbit, cu toate că am plecat în misiune, a vindecat acea rană. În felul acesta eu merg mai departe și iau cuvântul, mă încarc de cuvânt. Zi și noapte declar cuvântul Domnului. Mă rog apoi cu agresivitate împotriva acestor stări și duhuri care au fost peste mine.
Frica este un duh, mânia este un duh, supărarea este un duh. Trebuie să recunoaștem că toate stările firii pământești, de fapt, în spatele lor este o putere demonică, care noi acum, dacă am ieșit și ne-am luminat și înțelegem aceste stări care m-au chinuit ani de zile, am toată puterea și autoritatea să poruncesc duh de frică, numai ce căuta în viața mea, numele Iisus, să-ți poruncesc, pleacă din viața mea, nu te primesc, nu te accept. Duh de mânie, duh de supărare, duh de clevetire, ci toate aceste stări, tu sporuncește-le să plece din viața ta. Nu te mai accept, prea mult mai chinuit. Eu vreau roada Duhului Sfânt și chem puterea Duhului Sfânt, chem puterea dragostei și începe Domnul să ne prelucreze. Apoi încep să cânt și să laud pe Domnul. Umple-ți inima de cuvânt, umple-ți inima de cântare, umple-ți inima de mulțumire, căci după ce ești eliberat de anumite stări, de anumite duhuri, trebuie imediat să umpli, că dacă nu spune cuvântul, cuvântul vine de 7 ori mai mult. Acestea sunt pe scurt câțiva pași pe care noi trebuie să ajungem, să le identificăm, să le recunoaștem, să ne pocăim și imediat să ne umplem. Fără umplerea aceasta și apoi să fii serios în căutare după cuvânt și să iei sabia și să știi să ataci de câte ori mai vine, că nu le place, mânia nu-i place că te-a părăsit, frica nu-i place că te-a părăsit și va încerca să facă tot posibilul să te prindă undeva la colț, ca din nou să te pună jos. De ce? Să nu fii efectiv pentru Domnul și să fii într-o stare de apăsare, de apatie, de frustrare totdeauna, ca să distrugi cât mai mult. Dar Domnul ne-a chemat să avem o viață plină de biruință și o viață din belșug. Ai afirmat despre puterea învierii, despre puterea Duhului Sfânt și am văzut în carte un capitol special dedicat puterea numelui Iisus. Ia. Yeah. Deci în această luptă spirituală este atât de important, am dat în carte, în primul rând, să știi cine e Dumnezeu. Dacă noi nu cunoaștem cine este Dumnezeu cu adevărat, nu cunoaștem numele lui Dumnezeu cum îl cunosc evreii, pe limba lor când spun Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Roi, Jehova Shama, Shalom și El Shaddai, Elohim, toate celelalte nume are semnificație foarte puternică, asta înseamnă că asta nu înseamnă că avem mai mulți Dumnezei, este un singur Dumnezeu în care vom vedea diferite caracteristici sau natura lui, caracterul lui, puterea lui sunt una și care ne duce pe noi la o nouă viziune mult mai largă să realizăm cine e cu adevărat Tatăl nostru scump. Apoi trebuie să știm cine suntem noi în Hristos și cu cine este diavolul. Ca să ne luptăm împotriva adversităților și încercărilor vieții, trebuie neapărat să știm cine e Tatăl nostru, cine e Domnul Iisus, cine suntem noi și care este armătura. Printre care trebuie să știm și să avem relație cu numele lui Dumnezeu și cu numele Iisus. Domnul Iisus ne spune de atâtea ori, în numele meu veți face dragi, în numele meu veți face minuni. Și noi ne rugăm, de multe ori spunem, ok, Doamne, mulțumim, în numele Tău ne-am rugat, amin. Am observat și din viața mea, la un moment dat a devenit o rutină. A devenit o obișnuință. Repetăm ca un refren. Dar noi trebuie să avem o conexie atât de strânsă, o intimitate cu persoana care poartă acest nume, Iisus. Și atunci acea persoană este în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și dacă El este în mine, eu când vin și în această luptă spirituală, diavolul nu mă vede pe mine, Rodica, ci îl vede pe Hristos în mine. Și eu în numele Lui vin. Eu sunt ascuns în El și diavolul îl vede pe Iisus. Am fost într-o încercare în care eram la o consiliere și demonii au început să se exteriorizeze, să se manifeste și să vorbească și când ne-am pus întrebarea, voi vedeți pe Iisus în mine, Rodica Voluntirul? Da, tu ești o femeie puternică, îl vedem pe Iisus în tine. Deci asta vrea Dumnezeu, să ajungem la așa o conexie, relație, intimitate strânsă și când venim în numele lui Iisus, demonii trebuie să se plece. Noi nu vedem și de aceea eu știu, vine îndoiala, vine frustrare. De ce oare vine îndoiala? M-am întrebat în viața mea, că m-am zbătut mult cu duhul ăsta de îndoială. De ce este nesiguranță? Din nou, pentru că această conectare nu este atât de strânsă, de reală, de vitală, prin revelație, printr-o comunicare reală în Duhul și prin credință. Nu e doar teorie. Teorie știm cu toții. Poate știm Biblia pe de rost. Testul mare este când tu experimentezi puterea Lui, când tu primești revelația puterii Duhului Sfânt și o pui în aplicare.
Aici cădem toți. La teorie și la biserică toți suntem cei mai scumpi, frumoși și sfinți. Ia să vedem ce facem în momentul când a venit testul, a venit lupta, încercarea. Cum folosim atunci numele Domnului? Cum folosim atunci sângele Domnului? Cum folosim cuvântul Domnului? De aceea, din nou repet, am fost motivată să scriu toate acestea, ca să echipez cumva poporul, să echipez, și știu că sunt multe alte cărți ajutătoare la fel, dar ce mi-a dat mie Domnul în dreptul meu, ca popor, ca biserica să fie echipată pentru orice împrejurare și pentru orice luptă și cum să folosească numele Iisus și sângele Domnului Iisus. Veniți deja tu împreună cu soțul tău de 9 ani, asta e al 9-lea an, când veniți în România pentru o perioadă de cam 2 luni de zile. 2 luni și mergeți din oraș în oraș și încurajați, în special femeile. Cum vezi România? Leg de ceea ce ai spus, că visul este de a vedea oameni biruitori, de a vedea oameni schimbați. Pe parcursul acelor 9 ani, cum vezi că evoluează lucrurile? Da, eu văd în mare sau în parte foarte multe suflete schimbate. M-am bucurat de multe surori care au venit să-mi spună că viața s-a schimbat. Deja văd lucrurile diferite. Deja acum știu să se lupte. Deja au piruințe parțiale și aceasta înseamnă foarte mult. Deja au fost provocate la un alt nivel de relație, revelație, comunicare cu Dumnezeu și la un alt nivel inclusiv de lucrare. Știu că m-am rugat pentru o soră și eram la Mamaia și mi-a dat Domnul un cuvânt pentru ea și fiind în camera de rugăciune, eram singură și era poate peste 100 de femei, să mă rog pentru atâtea femei, era prea mult, zic, sora mea, acum intră în acțiune. Dumnezeu te deleagă, a fost șovelnică, i-a fost frică la început, dar a început. Frumos, frumoasă mărturie după aceea mi-a trimis cum a început în zona în care Dumnezeu o folosește să se roage pentru femei cu probleme, cu atacuri și înaintează, zice, mi-e greu, simt de multe ori atac, mai mă prăbușesc, dar mă ridic și mă lupt. Așa de mult m-am bucurat când Dumnezeu începe să ridice și multe surori în diferite conferințe care ne-am întâlnit după ani de zile, le-am văzut că s-au ridicat la un alt nivel. Au fost și surori care s-au ridicat, au fost tare atinse și încurajate în momentul conferinței sau o vreme. După aceea iar au căzut. Și aici este durerea mea mare care m-a provocat să continui lucrarea și inclusiv să scriu această carte, să menții starea aceea de biruință. Asta nu înseamnă că nu mai caz. Și eu de multe ori am căzut în sensul de o apăsare care am zis, m-am săturat, Doamne, de atâtea teste, până când încădui aceste încercări, dar totodată tot Domnul, în frumusețea Lui, nu m-a lăsat în acea stare decât poate câteva minute sau un timp foarte scurt și imediat Duhul m-a întărit, m-a luminat și mi-a dat mai departe energie, viață, zel să perseverez și să înaintez, știind că n-am de luptat împotriva oamenilor, ci a Duhului și nu vreau ca cerul să se bucure de mine că eu am renunțat, că eu am căzut, să zică, uite, vezi, te-ai lăudat cu ea, uite cum a căzut în dezamăgire, uite ce supărată e, uite ce nemulțumită este. Am zis, nu, vreau întotdeauna, aceasta este una dintre secretele și tainele mele de a menține biruința și de a înainta, în afară de vremea timpului meu personal, singură, cu Domnul, post și rugăciune, închinare, este acea viziune, acea imagine că Tata mereu se uită la mine. Dumnezeu totdeauna este cu mine și când se uită la mine, nu vreau să-L dezamăgesc. Pe El care m-a mântuit, m-a iertat, m-a eliberat, mi-a dat atâta har și atâta revelație, atâta minune a făcut în viața mea. Și acum, datorită relației mele cu El, nu vreau să-L dezamăgesc că eu am căzut, că eu cad în necredință și îndoială. Deci, este o frumusețe să ajungi să începi să-L cunoști pe Domnul mai mult și din El, din viața Lui, intră în tine și în momentele grele de încercare, Alex, să nu mă uit la durere și la probleme și la oameni sau la satana, ci la El și de multe ori nu-L văd, nu-L aud. Pare că s-a ascuns, cu toate acestea știu prin credință că există, este acolo, mă testează, mă învață, mă prelucrează și colaborez cu El și îmi dă har să trec biruitoare mai departe. Și aceasta am vrut să încurajez surorile întotdeauna. Gândește-te a cui voi o faci tu acum. De ce să-i fac plăcere vrășmașului că m-a tulburat, m-am supărat, m-am certat cu soțul, am țipat la copii, am mințit, am bârfit? Nu! Nu mai vreau să-L fac pe cerul să se bucure de mine. Vreau ca Dumnezeu, vreau ca Mântuitorul meu,
când se uită la mine, să zic, aceasta e fiica mea prea iubită în care îmi găsesc plăcerea. Face ce eu am învățat-o, face ce a găsit în cuvântul meu. Și este o luptă. Nu se poate dintr-o dată, dar aceasta mă ține ca să fiu tare și să fiu biruitoare. Care sunt planurile și obiectivele pentru călătoria de anul acesta în România? Pe lângă cartea de care deja am vorbit și o să ne mai întoarcem la ea, ce lucruri concrete mai cuprinde această misiune? Deci noi am venit din 20 iunie până pe 20 august. Prin harul și bunătatea Domnului, aproape zilnic am avut întâlniri și conferințe, care nu a fost ușor. Chiar a venit așa ca un val de răceală peste mine, dar Domnul m-a întărit să pot să mă duc și în Ucraina și în nordul țării, și vom continua. În continuare voi avea foarte multe conferințe de femei, întâlniri și de la persoană la persoană, dar mai mult în conferințe, și mai departe să duc din nou acest suflu al dragostei lui Dumnezeu, al iubirii pentru El, a încrederii neclintite în Dumnezeu. Cum să fii biruitoare în mijlocul furtunii, cum să depășești orice stare, orice obstacol, orice atac, cât de grav ar fi el. Nu există durere pe pământul acesta ca să nu avem o soluție și o mângâiere de la Domnul. Și ne-a plăcut foarte mult să încurage sufletele rănite. Dacă ți-a murit cineva drag, nu este ușor. Ai probleme cu copiii care au plecat în lume, în păcat, în droguri, probleme cu soțul. Deci este o dorință foarte mare care arde în mine să pot să încuraje, să pot să ridic, să pot să transmită Domnul prin mine viață și mângâiere, și acea speranță este mai mult. Nu te opri aici, mergi mai departe, perseverează. Deja programul este făcut pentru toată perioada aceasta și ne încredem în Dumnezeu că va fi cu noi până la sfârșit, și după ce vom pleca din România, oricum inima noastră este aici în totalitate și ne bucurăm să colaborăm mai departe. Mi-a plăcut și idei ale numitor persoane și păstori care m-au încurajat, și chiar femei care m-au încurajat ce anume să mai scriu în continuare. Chiar eram undeva, am trimis câteva cărți prin poștă și întotdeauna îmi place să vorbesc despre Domnul, să semăn semințe, să dau cadou câte o carte sau, și le-am dăruit câte o carte și ele au fost foarte atinse, le-am invitat la conferință în zona respectivă, dar n-au venit. Și atunci Domnul mi-a dat ideea să scriu anumite broșure, nu prea groase, pentru cei nepocăiți, care le poți da oriunde. Spui un cuvânt și dai o cărticică. În numele Domnului trebuie pe bani și aștept ca Domnul să deschide zăgazurile cerului, să nu trebuiască să mai vând cărțile, să-mi plătesc datorile și toate acestea. Să le pot da din toată inima, pretutindeni, unde mă duc, și să fie o reală binecuvântare. Apoi au fost surori care mi-au spus, dacă ai ști câtă nevoie este și ai amintit-o ceva de adolescență, fetele care intră în căsătorie nu sunt pregătite. Este foarte important. De asemenea, primesc zeci și sute de mesaje de la fete tinere care s-au căsătorit și ce frumoasă a fost luna de miere. Și dintr-o dată s-au trezit în fața unui viitor necunoscut, cu probleme și responsabilități care nici ani, nici el nu știu ce să facă. Dintr-o dată iese la iveală sufletul cu rănile trecutului, cu ce-au moștenit, ce-au pomenit, cu rănile care aduce durere, mânie, bătaie, înșelare, vorbe urâte, cum cel care a fost un prinț pentru mine și mi-a arătat atâta respect și dragoste, dintr-o dată e dușmanul meu. Sunt atâtea întrebări, și când sora mi-a spus ce mare nevoie este, deja mi-a dat idei ca să pot să scriu așa mai broșure mai mici pentru adolescenți, pentru tinere, pentru băieți. Și știu că urmează mai multe. Domnul începe doar, știi, doar pune așa semințe, ce urmează să fie, dar zic, tată, am nevoie de mai mult timp, am nevoie de mai mult har ca să putem să facem cât mai multe lucruri pentru Dumnezeu, să fie efectiv. Și știu că dacă Domnul ne-a chemat la lucrare, n-am știu cât de mare va fi. Din nou, toată gloria este a Domnului și nimic pentru noi, totul e pentru Domnul și pentru oameni, și putem să facem din ce în ce cât mai mult cu ajutorul lui și prin harul lui și, bineînțeles, cu ajutorul, rugăciunea celorlalți. Mie îmi place să lucrăm în echipă, chiar dacă noi suntem amândoi, dar în același timp știu că sunt foarte multe suflete care ne ajută, se roagă pentru noi, ne binecuvintează, și asta este mare lucru.
Și mă bucur să primesc orice idee, orice mustrare chiar, ca să putem să lucrăm, să fie cât mai frumoasă lucrarea și cât mai efectivă. Asta este important. Nu să ne învârtim. Cu cât mai multe roade. Da, cu cât mai multe roade. Să știi că este adevărat ce zici și eu am văzut în orașele în care erai așteptată pentru conferințe, surorile, femeile au postit, s-au rugat și așteaptă ca Dumnezeu să te încarce cu mesajul potrivit pentru situația lor, pentru ceea ce este acolo. Și Dumnezeu te încarcă. Slavă Domnului! Și am văzut, dacă bine mi-amintesc, dintr-o altă discuție a noastră, cred că de la prima carte, că prima dată când ai stat 40 de zile în post și rugăciune, ai postit și te-ai rugat în mod special pentru România, așa este? Asta a fost motivația care m-a chemat Domnul la 40 de zile, da. Să deci când a început în 2006 acest proces de mai multă purificare, cercetare și umplere în viața mea, a început acele zile de post și rugăciune începând la 3 zile, 5 zile, 7 zile, 10 zile, 21 și Domnul când mi-a spus în primăvara anului 2007 să postez 40 de zile, când l-am întrebat Domnul de ce? Până atunci n-a fost neapărat România, au fost diferite situații universale din toată lumea. Acum a fost specific România, pentru că am un plan să aduc o mare trezire în România. Eu n-am știut că mă va și trimite când El mi-a cerut și când am intrat în post, am văzut frumusețea Domnului cum așa o putere, o durere, o pasiune însoțită de lacrimi, dar cu bucurie. E foarte greu cum să împletești tu bucuria cu lacrimi de durere. Aici e frumusețea lui Dumnezeu, căci tot sufletul și trupul meu, bineînțeles, sub călăuza Duhului Sfânt, sufeream și plângeam pentru România, pentru cei pierduți, pentru cei zdrobiți, pentru cei căldicei, pentru păstori și lideri, pentru tot ce îmi dătea Duhul să mijlocesc. Dar totul era cu bucurie. Și acea așteptare, căci Domnul m-a chemat să fac o lucrare în ascuns. O lucrare care acum lumea știe, dar n-a știut nimeni atunci la ceea ce m-a chemat Dumnezeu. Și nu vreau că mulți poate au considerat ca o laudă, nu. Ci a fost de încurajare, căci acum foarte multe suflete au intrat în post de mai multe zile pentru ei, pentru țară. Și vom vedea din ce în ce mai mult roade, că nu poți sta o singură persoană. Dumnezeu are căile lui să lucrăm împreună. Și într-adevăr, primele 40 de zile au fost atât de, pentru mine, grele, dar frumoase. Cred că nu era zi de la Domnul să nu plâng. Odată doar am intrat în baie. Soțul meu ciocorea în ușă. A venit Duhul peste mine acolo în baie cu un plâns de mijlocire. Doamne, îndură-te, suntem goi și descoperiți înaintea Ta. Cât păcat este în lume, câtă durere în România. Plângeam de numai în hohote tari. Marian, de ce vezi că aud de vecinii? Nu mai puteam, că venea Duhul peste mine, mijloceam în fiecare zi cu lacrimi și sfârșiri de inimă pentru poporul român. Din contră, nu Iorodica, Duhul, prin cine El a ales ca mai târziu să văd roade. În acest post, într-adevăr, a fost multe revelații de la Dumnezeu și multă, de asemenea, a mărit în mine acea pasiune pentru România, care până atunci am zis, nu mai pasă, nici nu mă interesează, sau niciodată nu m-am rugat pentru România. M-a rugat și-o frate, surori, rudele mele care au rămas în țară. Și am văzut ce frumos știe Dumnezeu să lucreze cu un pumn de țărână, zdrobit, păcătos, inferior și tot ce vrei să zici ai găsit în viața mea în trecut. Și când Dumnezeu te ia, te prelucrează și dintr-o dată îți dă un orizont atât de mare și de întins ca El prin tine să te folosească pentru slava Lui și pentru binele celorlalți. Și asta este un privilegiu, o onoare care tot Domnului dau toată gloria și slava pentru aceasta. Cred că am mai spus, dar repet, spre încurajarea ta și a telespectatorilor noastre sau telespectatori, am întâlnit în ultimul an tot mai multe surori care se roagă și postesc în rețea pentru România, pentru schimbarea în România. Deci, uite că ascultarea ta, Dumnezeu te-a pus să slujești în ascuns, să te rogi, să mijlocești, apoi a venit momentul să împărtășești cu alții. Și în același timp Dumnezeu și pe alte femei le-a mobilizat sau pe unele chiar prin tine.
Și se văd schimbări în România, adică da. Ne uităm și ne putem lăuda că avem un președinte cu valori creștine, slavă Domnului, că avem oameni care se roagă și postesc în vremea aceasta și nu mai suntem chiar atât de focalizați pe ce nu avem și doar să ne plângem și văd mulți creștini, frați și surori din diaspora care privesc spre România plin de speranță, cu așteptări că se vor produce niște efecte, niște schimbări în bine, da. Foarte, foarte frumoase și foarte da. Mari. Și aceasta este cheia, postul și rugăciunea. Eu sunt una din miile de persoane care se roagă și postez, deci nu-mi iau eu niciun credit. Cumva Dumnezeu m-a folosit să declanșez cumva această da. Foame, dorință și mi s-au spus, pentru că te-am auzit și ești reală, nu e doar o carte, nu e doar o poveste, și Dumnezeu prin Duhul Sfânt a provocat și a atins suflete care erau deja în planul Lui și eu am întâlnit surori mult mai puternice decât mine, mult mai dedicate și devotate, dar poate încă sunt limitate din cauza mediilor sau împrejurărilor, dar așa de mult m-am bucurat să pot să semăn, cu alte cuvinte, în inimile altora și Duhul Sfânt din ta a făcut conexia și încep ei să înflorească și să se împânzească această rețea de post și rugăciune. Întreaga România și în afară, am întâlnit din diaspora foarte multe românce care așa a prins Domnul o flacără și o foame și o sete și mijlocesc chiar dacă locuiesc acolo. Și zic că asta e frumusețea lucrării lui Dumnezeu, de a lucra împreună. Din nou repet, în niciun caz și eu sau cineva e mai sus unul decât altul. Fiecare e o părticică din trupul lui Hristos, un mădular. Dar avem nevoie unii de alții. Eu am fost inspirată de tine, tu de mine, cealaltă și tot așa în felul ăsta creștem. De aceea să nu dăm voie invidiei, geloziei, bârfelii, pentru că oprim frumusețea planului Dumnezeu. Și de ce? Când putem să fim mult mai efectivi. În momentul acela se face o crăpătură în vasul nostru, în grupul nostru și Satana profită. Până când să-și bată joc? Hai să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu și să colaborăm împreună. Și atunci vom vedea frumusețea lui Dumnezeu și vom vedea cu adevărat trezire. Ca înseamnă, ce ai tu cu România? În cazul meu, și am întâlnit mult mai multe persoane, cum a spus și în biserica noastră, sunt din toate țările lumii. Simt de la Dumnezeu să postească, să se roage pentru România. Cine a făcut asta? Am înțeles că au venit atâția lucrători și misionari, vin în România. Doamne, ce? Înseamnă că tu ai ceva cu România. Când a fost în Uganda, păstorul de acolo spunea despre Uganda. Uganda va fi Israelul Africii. De asemenea, atâția lucrători și misionari se duc în Uganda. Noi am fost în mai multe țări. Nu este ca în Uganda și tot mai este nevoie. Așa văd și România. Noi să fim Israelul Europei? Ce, de ce nu? Ceva special, specific, frumos este noi. Numai că este de lucru. Românul este foarte pasionat, lumea mă cunoaște de acolo tot la fel, prin pasiunea care a pus-o Dumnezeu. Cu pasiune noi vorbim, pasiune lucrăm, pasiune făcem mâncare, curățenie, totul este o pasiune lăsată de la Dumnezeu. În vorbire, de asemenea, că și copiii vorbești prea tare, ai nu, dar e o pasiune, e un foc, e o putere care este dinăuntru, încerc să mă micșorez puțin. De asemenea, ceva special este în România. Și de ce să nu punem umărul fiecare într-o parte sau în alta? Să vedem frumusețea lui Dumnezeu. Mai de lucrat, trebuie să ieșim puțin din acest individualism și egoism care este noi. Această inferioritate, nesiguranță, o stare de suspiciune care totdeauna a fost în poporul român și vedem în familie, vedem în biserică, acea mândrie, dar de fapt în spatele mândriei este o inferioritate. De aceea sunt geloasă pe tine sau mă supăr că de ce fratele sau sora, vorbesc în general. Nu, frații mei și sororile mele, ceea ce trebuie este, cu cât privim la Iisus, cu cât privim frumusețea Lui și ni se dă inima Lui, iubim pe toți și lucrăm împreună cu toți și învățăm de la cel mai mic. Am dat eu un capitol în carte despre mândrie și smerenie să vedem diferența. M-am văzut acolo că nu sunt chiar atât de sfântă cum am crezut. Când am văzut că am și eu momente de mândrie, am zis, Doamne, când am văzut diferența, că atunci realizezi că ai mândrie, când vezi opusul care este. Și de aceea trebuie să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu, să învățăm și de la cel mai mic și să ne înălțăm și să onorăm pe alții, nu să ieșim neapărat noi în evidență. E, și când ai această perspectivă de echipă, de lucrare,
pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, atunci dispar aceste diferențe între noi, aceste gelozii și invidii și suspiciuni și mâncătorie și așa mai departe. Și să ne ajute Domnul aceasta și atunci să vezi frumusețea buchetului care va fi diferite culori, creștini din diferite confesiuni, femei și bărbați care împreună vor să lucreze pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, pentru slava Lui, și prezentăm Lui această cunună, îi prezentăm Lui acest buchet în care, Doamne, Ție ți se cuvine, Tu ești vrednic, datorită Ție mi-ai dat harul să vorbesc, datorită Ție mi-ai dat harul să postez, datorită Ție mi-ai dat harul să fiu în punctul ăla sau acolo. Și atunci Dumnezeu este onorat cu adevărat și vom vedea automat efect și schimbare, căci aceasta este o cale liberă care îi dă voie Duhului Sfânt să lucreze în inimile oamenilor. Am primit și noi vizitatori din alte naționalități, nu neapărat români, slujitori ale Dumnezeu care au venit în România pentru că au simțit de la Domnul, aveau dar de profeție, că aici în România Dumnezeu vrea să ridice oameni deosebiți. Și unul dintre ei spunea că a văzut așa în Europa multe fântâni astupate. Într-o fântână crescuse un copac, pe altă fântână erau niște pietre și oamenii nu aveau de unde să bea apă, din punct de vedere spiritual vorbind. Și spunea el împreună cu soția lui că Dumnezeu i-a trimis aici să ne încurajeze că în țara asta trebuie să fie fântâni cu apă curată din care oamenii din toată Europa să poată să primească valorile lui Dumnezeu. Apoi alți frați din Spania, cred că din zona Barcelona, ne-au vizitat anul trecut și au vorbit tot așa profetic despre săparea fântânilor și cum trebuie să nu renunțăm și să fim perseverenți în căutarea noastră după Dumnezeu, ca și alții să poată scoată apă de acolo, să scoată de unde noi am descoperit ceva mai adânc în Dumnezeu. Cred în toată inima, nouă, când mi-a vorbit Dumnezeu prima dată mie, aceasta a fost cuvântul profetic care mi-a dat. Am în plan să aduc o mare trezire în Europa, în România, care va atinge Europa. Un foc, o pasiune care va fi recunoscută. Și știu că au mai fost și alte lucrări în nu știu ce țări prin Europa, de asemenea un foc de aici, de România, care se ducea în Europa, cu fântânile de asemenea. Dar vedeți, în acesta vorbim mult despre sezoanele spirituale. Unul dintre sezoane este sezonul iernii și un timp particular și specific este timpul de pustie. În pustie Dumnezeu îngăduie ca noi să ne săpăm singur fântâna noastră, să ne apropiem singuri de Dumnezeu. Deci, asta nu înseamnă să nu mergem la biserică, asta nu înseamnă să nu avem părtășie cu frații, dar fiecare din noi să începem să studiem cuvântul, să căutăm fața Domnului personal. Foarte mult eu am crescut singură cu Domnul, în afară de biserică, în afară de grupuri de rugăciune. Mi-a plăcut singura acasă să iau cuvântul, să meditez și noapte, să iau cărți ajutătoare, CD-uri, DVD-uri, și lupta mea între mine și Dumnezeu, cu eu-ul meu, cu firea mea, cu puterile întunericului, căutând necurma fața Domnului. Deci avem în general, în ansamblu, această chemare, dar trezirea începe cu mine personal și cu tine personal. Înseamnă că m-am trezit din starea de căldicel, m-am trezit din păcat, din adormire, dintr-o stare de indiferență, pasivitate, prea multă alergătură după fire, după lume, după păcat, și încep acum să mă concentrez la Domnul și să caut fața Lui cu smerenie, cu pocăință, cu dorință de a lucra și de a face ceva pentru Domnul. Și eu cred că a început acest lucru. Mă duc în Vechiul Testament, filistenii au astupat fântânile și Isaac a trebuit să le sape din nou. Eu cred că astăzi România trebuie să sape din nou anumite izvoare. Unul dintre izvori, noi știm că de aceea a pus Domnul baza. Postul și rugăciunea este o artă cumva uitată, dar care a fost foarte importantă la români, și țara românească este totuși o țară care înțelege și a postit, comparativ poate cu America sau cu alții. E un post destul de greu, numai cu apă, sau postul lui Estera. Noi știm suferința,
Noi știm să ne sacrificăm. Noi știm ce înseamnă durerea. De aceea Dumnezeu cum face? Hai să săpăm din nou. Să gustăm din izvoarele vieții. Ceva nou vrea Domnul să facă. Cum mi-a dat Domnul primul verset care mi l-a dat Domnul când am venit prima dată în România, când a murit tatăl meu în 2007, a fost Isaia 43:18. Să uităm ce a fost în trecut. Iată că Domnul face toate lucrurile noi. Să nu cunoaștem noi oare. Va face un râu în pustie. Dumnezeu și aduce izvoare în locuri secetoase. Deci în pustia care poate o vedem, în criza financiară care poate o vedem, luptele și divizările care sunt în biserici, totuși Dumnezeu are un plan în această pustie să aducă un râu, să aducă un izvor. Dar aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care vine prin revelația Cuvântului Sfânt. Cuvântul este izvorul. Duhul Sfânt zice, râuri de apă vie, cum zice Scriptura, va ieși din noi. E vorba de puterea Duhului Sfânt, dar care noi trebuie să-L lăsăm la lucru. Și avem nevoie de această revelație în timp ce luăm cuvântul. Nu mai pun atâtea legi și reguli și bariere. Nu, e ca mine, este ca tine. Am scris-o în prima carte. De ce, Doamne, sunt atâtea bariere? De ce sunt atâtea confesiuni? Și Domnul mi-a spus foarte clar, pentru că voi luați cuvântul fără mine. Eu sunt cuvântul și eu sunt dragoste. Eu sunt Duh, cuvântul este Duhul, Dumnezeu este Duhul. Este așa o armonie să înțelegem trinitatea aceasta împreună cu cuvântul. Și atunci când vine revelația, nu este doar slovă care omoară, ci Duhul dă viață. Întotdeauna Duhul Sfânt aduce viață, aduce înviorare, aduce bucurie, nu aduce nenorocire, nu aduce vejrele, nu te duce să te distrugă și vine frica, ce o să fac, ce încotro să mă duc, nu. Dumnezeu are un gând pentru noi de pace și nu de nenorocire, să ne dea un viitor și o nădejde. Și aceasta este frumusețea care Dumnezeu cred că o aduce prin aceste fântâni care noi le săpăm. Și postul, rugăciunea, un grup colo, un grup colo, o conferință colo, colo, lucrează la caracterul nostru, lucrează la foamea noastră să se deslipească de lucrurile pământești mai mult, să ne lipim de cele cerești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Rodica, îți mulțumesc mult, dar timpul emisiunii s-a scurtat și eu nu mi-am terminat toate întrebările. Ar mai fi așa de multe lucruri de întrebat. Ia. Și ți-aș propune să continuăm într-o ediție următoare. Ok. Mulțumesc, dragi prieteni, ne luăm rămas bun și vom continua să discutăm despre trezirea spirituală pe care o așteptăm în România și despre cartea Rodică, I biruitori în încercare, într-o emisiune viitoare. Vă așteptăm să ne urmăriți cu bucurie. Să ne vedem cu bine la o nouă ediție săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.